Bună dimineața, dragi prieteni, și bună să vă fie inima voi. Vreau să vă spun că dau BMW-ul la fier vechi și fug în România. Da. Dau BMW-ul la fier vechi, man. Nu este niciun clickbait, nu vă faceți griji că nu mai fac de lea, nu mai fac. Mai fac din când în când unul așa la fentă, dar dau BMW-ul la fier vechi. De asta a ieșit afară să vă arăt ultima prezentare din viața lui, ca pe care vă fac, că în cele ce urmează o să-l dau la fier vechi. Există mai multe motive pentru care îl dau la fier vechi, dar în principiu este asta. Asta e mașina lui Amore, coaja ei. Tax road-ul cât e? 30 de lire pe an. Mă bat tata la mea e 210 de lire, 220 de lire. Asta este un Ford, asta este un Renault, hai, le iau la rând. Un Peugeot 207 din 2010, da? Care a costat 1000 de lire. Vă pun linkul vlogul în descriere. Descrierea acestui vlog o să vă zboare, unde vă fac o prezentare acolo cu tot ce trebuie, da? Acum merg la BMW și vă explic eu pe drum ce înseamnă cel două la fier vechi. Astăzi, practic, trebuia să fac emotivul din cauza că pe întâi mi-a expirat emotivul la el. Și trebuia să fac emotivul, bă, boi, ieși afară din casă, așa zic, bă, îmi pregăti, pac, e 20 de lei, emotivul normal, îi dau 1,50. Am stat acolo, bă, zic, veni el, ok, ne intră cu el înăuntru acolo la emotivul, și zice, bă, e greu, mă, mamaie, mă, că nu știu că dacă vine control, mă, bă, zic, îți dau dulul. Vine, mă, întreb la 4, că să vedem ce face. Plecai de acolo dezamăgit, că am avut multe probleme cu el, trebuie să vă spun. Dacă mă duc cu el pe la serviciu și pe undeva, să uită ăștia la mine ca broasca la proțap, că le e frică să bage gricul sub el, care are impresia că trece pe el dintr-o parte în alta, și multe alte chestii pe care mă dezavantajează. Unul la mână, e suspensia sport pe care am pus-o, nu pot să bag gricul sub el nicio culoare. El ca mașină, îmi pare rău de ea, bă, îmi pare rău de ea să o dau, de ce? Are faruri, big xenon, fază lungă, fază scurtă, n-au mașinile din 2015. 2017 încolo, n-au xenon ce am eu pe asta. N-am ce să fac să dau la fier vechi. N-am ce să fac. Grila asta nu prea mai stă bine, vezi? Aici am dat într-o bordură. Ca defecte cam astea ar fi. Și în rest o să fie dor de mașina asta, bă. Deci am băgat în mașina asta undeva la vreo 2000 de lire, cam ceva de genul, că am sunt țară atunci. Proiectul meu cu ea a fost în felul următor, să o vopsesc și să o țin, mă. Vreți să o țin, dar ăla dacă n-a stricat vopseaua, vă pun și vlogul cu vopseaua acolo, că n-a stricat vopseaua în descriere, uite, vezi, pe aici a luat-o iar. Rugina, cum ar veni, are jante M, cauciucuri bune pe față, pe spate nu prea sunt bune așa, înțelegi? Pe aici a luat-o rugina iar, sper să nu bată vântul, dar dacă bate, dați voi un like puternic, să faci noi 3642 de like-uri. Și în principiu vreau să vă întreb, voi, cum credeți voi că ar fi cea mai ieftină, cea mai bună soluție cu mașina. Înțelegeți? Că practic eu nu prea știu ce să fac. Aș dau la scrap, făcu eu o simulare din aia pe net. Scrap My Car, se numește site-ul, vă pun aici cum făcui așa. Mi-a dat vreo 300 lire pe ea. Și aș dau așa, mă, că n-aș trimite în România cu platformă. Costul transportului o să fie 200-300 lire și nu scot, bă, nu, dacă vând la bucată, tu nu scot bani pe ea. Cum a difuzorul ăsta l-am pierdut din Greva când aia are senzor de parcare pe spate. Portbagaj nu vă arăt ce e, că portbagaj e ca la nebun, știi? Acum, motivul pentru care aș dau la fier vechi este faptul că sunt multe motive. Aici a început să-mi plouă în ea și am dat eu cu ceva din asta de văd, gata, s-a și vindecat cum ar veni. Pe aici a luat o rugină mai grav, vezi? Cauciucurile pe spate sunt cam mâncate, ce-i drept? Auziți tu cu toată rugina pe aici, vezi? Hai de capul meu, hai de capul meu! Dar pe față, uite aici, tancuri de cauciucuri pe față, vezi? Asta le-am schimbat nu de mult. Îmi pare rău de ea, rău de tot. Vreau să vă spun să o dau, dar n-am ce să fac, bă. Trebuie dată la fier vechi. Trebuie dată la fier vechi neapărat, că ai. Problema e în felul următor. Mersei la emoti să o fac, zic, bă, să mai trec un emoti. Dar nu iasă la calcule. Eu ar mai trece un emoti, nu iasă la calcule. Dau 200 de lire la tax road. Dau 200 de lire la tax road. 200 și ceva. În timp ce aia lui Amore, ce vă zurăți zi, pe joul ăla, tax road-ul la el costă 30 de lei pe an. Consumul ăsta e mai mare, consumul ăla e mai mic. În principiu mie nu-mi trebuie mașină de mers pe autostradă, mare lucru. Îmi trebuie mașină de oraș în principiu, înțelegeți? Așa că o dau pe asta la fier vechi și rămânem cu aia. Înțelegeți? Cu oricum trebuie să fugim în România, în cele ce urmează. Și sunt două mașini, două asigurări, două tax road-uri, sunt cheltuieli. Ca și chestii, de ce să ai cheltuieli când poți să nu ai cheltuieli? Acum îmi pare rău de el, mă, îmi pare rău de mașina asta, vă spun drept. Chiar dacă, uite, volanul a început să dezghioare pe aici, pe aici, pe aici, ar fi fost o mașină care ar fi mers. Adică, uite, și munca schimbături s-a dezghiorat, e interior M,
Scaunul ăsta este super tare. Nu știu ce să fac ăla. Dacă îl trimite în România să-l vând la bucată, tu nu scoate bani și o grămadă de ranj. Înțelegeți voi? Plus că trebuie investit puternic în el. Vezi și pragurile astea, au de astea de emuri, de astea pe aceea pe... Îl dau la fierbei, boi, n-am ce să fac. Hai. Nu am ce să fac din cauza faptului că aia trebuie făcut cu el. Prostia e felul următor. Pe 1 noiembrie expiră emotivul, da? Expiră emotivul pe 1 noiembrie, expiră asigurarea pe 6 noiembrie, da? Dacă fac acte iară, plecă în România, nu mai știu cât stau pe acolo, fac acte iară. Iar plătește tax road 200 și ceva. Iar plătește asigurare și la asta, nu știu dacă poți să pui asigurarea pe hold. Nu știu, n-am încercat ieri, habar n-am cu ei. Dar, cea mai bună, chiar din cauza asta fac vlogul ăsta, vreau să aud o părere de la voi, cum aș putea să scap cel mai ieftin, cel mai bine din încurcătura asta. Dacă o trimit în România cu platformă, du-te în România, ți-a trăiește platforma. Dacă încerci să o pun la bucată, o lua 200 lire pe motor, 200 lire pe cutie, știi? Că motorul mănâncă gram de ulei. Îmi pare rău de ea pe partea aia să o dau la scrap. Dar din ce calculez eu până acum, cea mai bună afacere ar fi ca să o dau la scrap. Îmi dau ea 300 lire pe ea și să vezi că dacă dai la scrap, dacă o dai la scrap ca să vină să o ia de acasă, îți dă 300 lire pe ea. Dacă o dai la scrap ca să o duci tu acolo, îți dau 200 lire pe ea. Na, gândește-o tu cum facem, știi? Asta mă uimi într-o oarecare măsură. Și aș trimite-o în România. În România, bătăi de cap, trimite-o cu platforma. Pe acolo vinde-o la bucată, vinde un volan cu un milion, vinde o nucă schimbător cu un milion și asta că trebuie cu recondiționată și asta. Înțelegi? Băzea la mult. Dacă îi fac acte iară, nu știu cât mai merge și poate că mă las. Nu prea mă lasă ea la, având în vedere că are 200 și ceva de mii de mile, sunt mașini din 2015 care au 200 și ceva de mii de mile și n-au nici 300 de mii, dar nici 300 de mii de mile. Știi? Altă treabă se strică cine mi-o mai repară. Că ăștia, dacă mă duc să îmi bage cricul sub ea, să-mi schimbe un cauciuc, se uită și știți vlogul, că am făcut un vlog când au vrut să-mi schimbe cauciucurile de pe față, mi se pare că au zis că nu bagă cricul sub ea din cauza lui că a fost că trece prin prag încolo, știi? Ți-e rușine să te mai duci la servizuri și să vorbești cu ei ca să facă ceva la ea, că aia sunt când ea. Plus că are și suspensia asta, spun, nu poți să bag cricul sub ea, știi? Plus că at the end of the year, aia lui Amore consumă și mai puțin și aduce și mai mult, am mai mulți bani în casă, cum ar veni. E o mașină de buget, e o mașină de oraș, o mașină care consumă mai puțin și mie nu prea întreb mașina autostradă. Da, dacă o compar pe asta cu aia, sunt mașini foarte diferite. Sunt mașini, asta merge pe autostradă, îi pui pilotul automat, merge cu 120 și iei mâine pe volan, știi? Pe când aia n-are și măcar pilotul automat, înțelegi? În principiu nu mi-ar trebui o mașină de... Și nu ar trebui o mașină de autostradă, că merg foarte puțin pe autostradă. Așa că renunț pe asta, vă dau la fier vechi. Cred că sunt și puțin răcit la ovare. Vă întreb pe voi să-mi spuneți în rubrica comentarii ce soluție mai avantajoasă pentru mine ar fi să scap de ea. Îmi pare rău de ea, n-a scăpat de ea. Dar mersi la emotiv, să fac emotivul. Ce crezi, omul care este acolo, bă, să vedem dacă ți-l fac. Nu vreau să mi-l facă, mă chemă mai târziu, mă chemă la... Mersi pe acolo la 2 și nu vreau să mi-l facă să vin mai târziu. Văzut becuri aprinse în burcă, am sensorul ăsta de DSC, dacă nu stă volanul DSC-ul ăsta, dacă nu stă volanul drept și stă puțin pe dreapta și ai eroare direct și luându-și eroare, îți activează controlul tracțiunii, îți dă eroarea aia și practic îți activează DSC-ul, știi? Văzut becuri în bord, în cerut 25 de lei, bă, îți dau 50. Zice, bă, nu-i vorba de bani, că tu îmi dai bani, nu-i vorba de bani dacă vine controlul și mă prinde cu asta că-ți fac emotiv, știi? E grav. Și acum... În drum către casă mă tot gândi, ar putea tot în balanță. Vă zic, cu tot să mai țin mașina asta, că până la urmă, dacă mă lasă la un moment dat, oricum nu o mai fac. Și acum ar fi cea mai potrivită de perioadă să renunț la ea. Nu sunt, m-am atașat de ea și nu prea aș vrea să o las, dar n-am ce să fac altceva, voi. N-am ce să fac altceva. Chiar dacă e o mașină ieftină, mașina asta pe mine, de când știți voi că mă urmăriți? Tot BMW-ul ăsta l-am avut și nu m-a dezamăgit niciodată. Dimineața, cheie și de la muncă. Fiu înapoi și tot aia. Înțelegi? Câțiva ani buni, nu mi-am făcut figuri. Dar e depășit de tehnologie, nu-l mai repară nimeni. Nu, când te uiți la service cu el, să uită ăștia la tine ca broască la proțap. Te să schimbi cauciucurile de pe spatele a două, că le văzură și voi. Sunt scumpe față de o mașină de buget cum e a lui Amore. Înțelegi? Dau 100 lire pe cele mai ieftine două cauciucuri pe spate, când aș putea probabil să am o mașină din aia unde ar fi mai ieftine cauciucurile. În principiu nu trebuie o mașină business, nu trebuie o mașină high class, nu trebuie o mașină de buget. Și asta a început să nu ca mai fie de buget în comparație cu aia. Înțelegi? Acum nici nu-i nevoie de a doua mașină și au dat pe asta la scrap. E un plus în portofelul meu, cum ar veni, at the end of the month. Am primit mail de la agenția cu care, de la compania cu care fac asigurare, 850 de lire asigurarea, 850 de lire asigurarea, 200
și ceva 230 emotivul, nu emotivul, 200 rodaxul, emotivul cu șpagă dublă și abia dacă îl treci. Și am să eu la o concluzie pe drum încoace, bă, zic că cred că cam gata cu mașina asta, că hai. Și decât să mă lase ea și să fiu nevoit atunci să renunț, adică anulează asigurare, cumpără-ți alta, fă nu știu ce, ca să schimbi asigurarea pe mașina pe alta, te costă 50 de lire. Doamne vrește, te lasă pe undeva platformă, știi? Și multe alte chestii. Gândim-o pe drum încoace, zic, bă, e momentul. E momentul, mai am emotii, taxul mai am până pe 1 decembrie, emotii mai am până pe 1 noiembrie și după aceea ar trebui să părăsesc Anglia și să iau un concediu pe nu știu cât timp. Și ar fi cea mai bună variantă. Adică gândește în felul următor, că îți faci asigurare în perioada asta, asigurarea o să fie un 70-80 de lei pe lună. Tu ne folosind mașinile și le tragi pe dreapta. Că nu știu, aș încerca să pun și mașina lui Amore pe hol cu asigurarea, dar nu știu dacă merge asta neapărat. Sau dacă merge cu taxul. Bine, taxul ăla e 30 de lei, n-are rost să mă gândesc să-l pun pe hol. Dar la asigurare m-aș gândi să-l pun pe hol, că și la aia e vreo 65 de lei sau ceva de genul. Asigurarea. De? În principiu, dacă vrei să trăiești în Anglia și să pui și un ban deoparte și alea, trebuie să calculezi toate nebunile astea, că vezi tu. Dacă ai 4 mașini și merg asigurările la toate, te duci la muncă degeaba. Care va să zic, hai bă, că prea le calculez. Le calculez și din cauza aia, bă. Că decât să mă duc la muncă să rup osul în mine, mai bine stau în casă, acasă și mă uit la televizor, mă uit la un film, mă uit la aia, înțelegi? Ca și chestie. Bă, acum o părere va șere în rubrica comentarii despre chestia asta, cum poate ați trecut prin chestii de genul și poate știți cum pot să fac să scap cât mai bine cu mașina asta, înțelegeți voi? Dar din ce vă zic, în simulare am dat 300 de lire și să-mi iau de aici din fața casei, o folosesc până pe 1 noiembrie, pe 1 noiembrie o parchez, nu știu cu actele cum să fac să o trimit, probabil în logbook-ul ăla pot să scrii că gen ai dat-o la scrap, știi? Sau probabil o să citesc pe undeva cum se face, nu știu cum se procedează, ca să o scade pe mine, știi, să nu mai am treabă după aia cu nimic, știi? Și după aia rămân cu mașina lui Amore și mă duc cu ea la muncă și după aia dacă m-am mai gândit să mai iau o mașină dacă o fi nevoie, înțelegeți voi? Altă variantă mai bună decât asta nu găsesc. Dacă îi fac acte în continuare și o împing cu emotiv așa, îi schimb cauciucurile două pe spate, 100 de lire, iar mă seacă de emotiv 200 de lire, 200 și ceva de lire pe an, după aia iar foi asigurare, iar foi nu mai ai încredere în ea, știi? Și dacă poți să te scurci cu aia, de ce să o mai faci pe asta? Acum, nu știu ce ziceți voi, mașina e trecută rău, mă, mașina e trecută rău, te duci să-i închină ăștia pe la serviciu. Eu știu. Ar mai merge dacă mă întrebe mine. Dar dacă mă oprește poliția și mă apucă să mă controleze pe capătul pe sub aia, gata, îmi dă bani, îmi dă, bagă și 1000 de lei pe gât și cam aia e. Deci îmi pare rău, iubesc mașina asta, dai, ce să fac? Măcar să nu fiu acasă când vine așa cu platforma. Măcar să nu vin acasă când vine și ea. Ah, uite, vezi, așa ajunge și noi. Așa ajunge și noi cum sunt mașinile astea, ajunge la un moment dat, hai, că mă trag pe dreapta, vine pensie, nu vine pensie. Asta e viața, pare rău. Dar asta. O să citesc rubrica comentariu în cazul în care vreți să lăsați un comentariu în cazul în care ați trecut prin chestii de genul și mă puteți ajuta cu un sfat, dar cred că cea mai bună variantă este să o dau la scrap, să-mi iau 300 de lire pe ea, să te rimulci. Și ce zic? Cam atât vreau să vă zic pentru astăzi, în cazul în care v-a plăcut vlogul de azi, dați și voi un like puternic, boys. Mă duc în casă că vreau să vă filmez vlogul ăsta în care să vă spun cum stăm. Au reparurile astea, domnul Xenon, Big Xenon, mașini din 2016, 2017, 2018, încă n-au Big Xenon. Plus că mai există probleme, cum ar fi la fora de mână pe spate, pe care ar trebui schimbate plăcuțele, zic, plăcuțele pe față, plăcuțele de frână, știi? Aici era să împice spoilerul jos, când am fost cu dilocul să mâncăm ceva, nu știu pe unde, din stoc, pur că am fost, acum vreo 2 ani. M-a trecut spoilerul jos, tăra pe jos. Și am băgat atunci un șurub. Știi? În rest, mașina merge impecabil. Bine, eu merg cu ea frumos din cauza aia o duce. Că mașina asta nu o ducea. Dacă vreau în 3 zile, îi dau capăt. Dacă vreau în 3-4 zile, la asta îi dau capăt. De ce? Păi dacă te apuci și schimbi cache urbanul, cum cu ea, dacă te apuci și schimbi cache urbanul, dai drumul la ambreiaj și tragi de ea, îți dai seama că e trecută așa prin multe. Știi? Hai. N-ai ce să faci? Ce să faci? Hai. O dau la fier vechi, o dau la scrap și am trecut la mălciugă. Aș vrea să-mi iau un X5 din asta, dar bine, asta e X3. Un X5 aș vrea să-mi iau, spațiu mult în el, siguranță, pază și protecție. Asta ce e, mă, X5, eh? Da, un X5 din asta ar merge. Mașina mea preferată, cred că asta ar fi un X5. M-a urcat așa în el ca antier să mă bată tată. Da, mă, cam așa. Cred că asta consumă și mai mult un litru de ulei de la 100 decât asta lui Amore cu motor. Asta are un motor de 1.7 pe jos ăsta. O să vedeți prezentare cu el, vă pun link în descriere. Cauciucuri, asta are cauciucuri mici. Are cauciucuri. Adevărul e că nu poți să-i dai 100, la 120 poți să-i dai ca maxim cu... Să mergi cu ea tare așa, știi.
nu prea mergi mai tare așa cu ea că te grăbești nicăieri, dar știi că bine, fără mașină nu poți să treci, că dacă ar fi după mine, fără mașină aș trăi. Dar nu poți să te duci la muncă, nu poți să treci... dacă ar fi după mine, știi? O să ajung eu mare la un moment dat în viață unde o să îmi iau o mașină foarte bună și foarte alea. Dar până atunci ne tânăm pe pământ cum putem, boi. Cam atât vreau să vă spun. O să citesc rubrica comentarii în cazul în care aveți boacăne din asta prin care ați trecut. Ne-am dat viitoare cu cea mai mare pace și cu cel mai mare ok. Vă pup și o doresc o zi minunată. Mai pun un vlog aici dacă vreți să-l vedeți. Și unul aici. Stima.